Buongiorno Melodia. Următoarea melodie este o compoziție pe versurile lui Miron Radu Paraschivescu, Dragoste. Eram noi amândoi, bibilică, bibiloi, când ardea soarele-ntoi, parcă dase boala noi. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boale, pădoba și-n dară goale. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boale, pădoba și-n dară goale. Îți pica vorba de-o moale, ca de scântecul de boală, lacrimă erau și stea, ochii tăi de peruzea. Cura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, undeva și-n dară coare. Cura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, undeva și-n dară coare. S-a evit un domnișor care te-a vrășit ușor, ori ți-a pus mintea năucă, de te-a prins dorul de ducă. Cura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, potopa și-n dară coare. Cura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, potopa și-n dară coare. Pentru că vă iubesc, să ne iubim, muzica Cil Ioniță, versuri Adrian Păunescu. Da. Dumneavoastră, dragi civili din lume, urmăriți de moarte un anii, vă propun această strategie: să ne iubim. Dragostea e calea contra morții. Dragostea e un atac sublim. Vă propun această strategie: să ne iubim, să ne iubim, să ne iubim, să terminăm al morților. Această strategie:
să ne iubim. Întâmplător să ultima melodie a cantautorului a fost Să ne iubim, pentru că eu cred ați avut 20 de minute să spuneți tot ce vreți, dar hai să stăm 5 minute să ne ascultăm. Eu cred că dincolo de orgolii, de patim, de nu știu ce vreți noastră, ar trebui să ne iubim ca o familie. Noi, scriitori ăștia de la Bacău, cei 90, hai să fim o familie. Hai, nu ne mai uităm ce, că era mai bun Pietruș Andrei ca mine. Sunt foarte bine, își va găsi drumul lui. Nu știu, domnul Ciscopu își va găsi drumul lui, domnul Galben și așa mai departe, domnul Iorga, ești, într-adevăr, fiecare are valoarea lui. Pentru că nu suntem o adunătură întâmplătoare și de oameni, și că ne-am adunat și noi că n-aveam ce face pe acasă, hai să ne apucăm ceva. Suntem totuși niște oameni care avem un intelect dezvoltat, care avem un har, un talent, cum s-a spus aici, dat de Dumnezeu și pe care îl cultivăm, chiar îl cultivăm cum trebuie, da? Domnul Pietruș, am pus o sămânță, a ieșit mai multe cărți, deci am reușit să facem altceva. Hai să fim o familie. Eu asta mi-am dorit tot timpul și am zis, hai să fim o familie. Dar are rost, ce să ne șicanăm? Băi, că ăla a luat anul ăsta primul, celălalt, altul dat și așa mai departe. Haideți să încercăm acest lucru. Asta trebuie să fie, de asta melodia asta. Eu n-am vorbit, sincer, cantautorul, dar a spus exact când trebuie această melodie. De aceea, hai să-l aplaudăm. Va mai veni în programul nostru de două ori, și la ora 18 și ceva, 8, așa, și la ora 19 sau 19 ceva când se termină filmul doamna Cecilia. O să trecem la ceea ce înseamnă, a să spun invers, reviste și cărți, să începem cu prezentarea revistelor întâi și pe urmă cu cărțile, chiar dacă depășim ora 8 și nicio problemă, putem să mai continuăm după aceea. Așa că hai să începem cu revistele. Doamna Cernica Doina vrea să ne spună ceva? Acesta este numărul de vară al revistei cu Combina Literară. Am zis numărul de vară pentru că apare câte un număr în fiecare anotimp. Sunt 4 apariții pe an. Nu am adus cu mine numărul din toamnă pentru că este încă în curs de tipărire. E un număr special. Revista Bucovina Literară, care a fost înființată la Cernăuț, aniversează 80 de ani de la fondare toamna aceasta, deci este un mare eveniment. Este o revistă care ține, menține, promovează unitatea culturală a nordului Bucovinei cu sudul Bucovinei. Nouă ne este foarte dragă. În acest număr din vară avem, mă refer la cei din filiala noastră, dar avem o prezentare a ultimului volum, a celui mai recent volum de versuri a lui Constantin Severin. Adrian Dinu Rachieru scrie despre Matei Vișniec. Nia Dicernica susține în continuare rubrica ei eseu. Iar în final avem un membru al filialei plecat dintre noi, pe care ni-l amintim cu drag, Constantin Blănaru. Sperăm ca
de ce nu care vine să aducă numere și mai frumoase și mai interesante și dacă s-ar putea să aducă o Bucovină întreagă, nedespărțită de război și de istorie. Mulțumesc! Să dăm Bucovina de la, așa în semnul nostru de prestigiu și iubire pentru Ucraina, să dăm Bucovina de la și-o mulțumit toată la ucraineni. De ce nu mai trebuie nouă? Că văd că așa se întâmplă. Da, îți face, nu unde este așa, mărinimos. Că doar nu dăm de la noi. Cam de la toate tratativele, dar și noi nu face. Bine, face, da. Doamna Valeria Tăicuțu, da, după cum știți, revista apare o dată la două luni. Acesta este numărul 84. Începând din ianuarie, revista a devenit independentă financiar, în sensul că primăria, onor comunitatea locală, n-a mai găsit fondurile necesare. Noi ne-am străduit și ne străduim în continuare să apară această revistă. Da. În acest număr sunt prezenți mulți dintre membrii filialei cu poeme, cu proză și să sperăm că aceeași colaborare o avem în continuare. Îi mulțumesc prietenei noastre, Doina Cernica, prezentă de 15 ani în paginile revistei cu rubrica ei de călătorii și de asemenea tuturor poeților și prozatorilor, îndeosebi Cameliei Iuliana Radu, pentru colaborarea cu această revistă. Vă mulțumesc! Domnul Prăjișteanu, unde este? Da, domnul Revista, domnul Prăjișteanu la rând. Eu? Da, da, dar cine e director? Eu director Revista. Ioan Prăjișteanu. Ioan Prăjișteanu. Ioan Prăjișteanu. Da, avem Revista. De redactorul șef. Trebuie să nu merge bine, dar redactorul șef. Eu spun, da, păi eu, prost, asta. Domnul Daniel? Da. Bun. Vă rog, haideți. Hai să ne ascultăm. Dacă ne de vreme, hai să fim revistă. Nu-i oameni buni. Hai să putem face o lea de mine și suntem arăiți copiii la mine. Vreți să ascultăm sau nu vrem să ascultăm? Domnul Isaac, vrem să ascultăm și să spunem, dar vrem să ascultăm. Dacă era vorba de tine, nu era vorba. Păi nu la 186 de ruful. E o revistă care a apărut în anumite condiții, nu era poveste. Este important și numele de care a apărut pe anul ăsta. 6-7 numeri, așa cum prezentăm în revistă fiecare membru afiliare de la Bacău. Suntem, cred, prima revistă care face lucrul ăsta. E o prezentare a unui autor. Spune câteva discuri, vorbe, câteva prezentări acolo. Două propoziții, trei. Este foarte important. Nu pentru noi, pentru istoria literaturii, pentru oamenii ăștia care apar în revista scriitorii, care apar în revista plumbi, probabil că undeva un pic de posteritate pentru fiecare, pentru Ioana, pentru mine, spune la pentru ce face noi revista mai mult. Nu, dar el o face bine, dar el nu știe să laude noi. Dar nu trebuie să laude. Nu, spune și spune care este adevărat. Hai să-l ascultați. Vă certați. Să laude. O posteritate e pentru toată lumea. Ca un model de revista care face plumbul. Cum e? Îl avem autori, doamna mea, Bana este, avem
o prezentare de vreo patru numere a unui autor câștigător al Premiului Nobel. Doamne, să știți că asta nu fac foarte multe. Avem era să spun din Brânea, nu e bine să spun. Lasă Brânea, Constantin Dram, care vin cu niște cronici formidabile despre anumiți autori. Și plus de asta, încercăm poate pare puțin ne la locul lor. Povestea lasă când prezentăm autori care vor să devină membra unei unii. Îi prezentăm cronici. Deci o promovare a tineretului și a celor care vor să fără niciun fel de restricții. Autorii ăștia au nevoie de sprijin. Dacă noi, revistele literare, nu le, cei care cred că sunt reviste literare, nu sprijinim pe acești autori, cum vor ajunge, vezi, Doamne, să aibă o cronică un dosar? Un dosar o cronică. Trebuie să facem lucrul ăsta. Pare puțin de la locul lor. O să avem în numărul în noiembrie un articol al lui domnul Rachieru în care chiar se pune problema apariților cronicilor literare despre autorii care sunt candidați, care doresc. Dar e puțin dur, dar asta e situația. Are dreptate domnul Rachieru. Ce să nu mai zic în plumb, îi găsesc loc autorii, poieți care debutează. Sunt oameni care doresc să apară și domnule, e atât de mare bucurie, cei care au publicat un text într-o revistă prima dată, e atât de mare bucurie pentru autorul ăla și sunt sigur că foarte mult știu ce s-a întrebat. Păi avem astăzi pentru noi? Poate? Îi avem astăzi pentru noi? Da. Poate să se ridice și să sunt fără discuții. Asta e așa? Fără discuții. Vă rog pe intimidare. E atât de mare bucuria. Mi-aduc aminte când am publicat un text în revista Litera în 67 în București, ploaia plângea cu lacrimi mireasă. Dom'le, atât de mare... Eu vreo 10-20 de versuri acolo. Atât de mare, atât de mult m-am bucurat pentru alea 20 de versuri care au făcut pe revista aia. Vă gândiți dumneavoastră, nu cred că e cineva de aici să nu se bucure, că nu s-ar fi bucurat, nu s-au bucurat, de textul ăla a apărut oriunde, în orice revistă, nu undeva. Am și uitat ce vreau să vă zic. E bine, teatru ca să nu mai vorbească. Și plus de asta, mai e o chestiune care este foarte importantă în modul de vedere. Acțiunea literară. Când un autor și-a publicat o carte acolo, nu? Și vine o acțiunea literară. M-a referit la cartea aia. Dacă autorul, criticul literar, nu este cinstit cu el însuși și face o referire la cartea aia, la debutul ăla, la cartea care a apărut în editură, hai să spun mincinoasă, a pui de serviciu, da. Și fac un apel. Critic, sigur, dar eu fac un apel. Ar vrea foarte mult ca criticul literar să înțeleagă când vine cineva și îl roagă, domnul, fă un proiect literar, să aibă curajul de a prezenta cartea cu anumite reticențe, dacă nu e bună. Să ferească de argumentul mortal. Da, Vă rog, doamna profesor. Eu aceea voiam să spun
nu mă satisface pe mine ca profesor secundar, cum a fost și eu în Bucovescu toată viața, Domnule, nu se mai poate vorbi aici. Mă, rog, mă, rog. Mă mut la altă filială, mă duc la Iași. Da. Acolo am făcut facultate. Hai. Mergi la Iași cu totul. Nu, să vă spun, nu pot să mă satisfacă un lucru, că comunicarea cu Uniunea Scriitorilor la nivelul zeilor, cum a zis un ateneu, nu e, nu mă satisface. Aia am eu dreptate. Nu mă satisface. Unu. Al doilea lucru. Ce trebuie făcut? Ce trebuie făcut? Eu? Da, ce, ce domnul Brăneanu va găsi că el conduce democratic. Nu vezi? Dar vreau să spun că domnul Prăjișteanu, care e un om de toată considerația, profesionist adevărat, nu s-a găsit nimeni să preia treburile lui. Nici chiar eu, care am făcut toate școlile la rând, nu, dar am glumit. Pe cuvântul meu, iar revista Plumbă e singura, țineți minte, singura, atenție, care-i sub aureola Uniunii Scriitorilor. Asta e adevărat. Trăiți? Da, eu sunt numai sergent, iar maiorul la Ușurelu. Suntem la București. Voi avem avantajul că Bucureștiul a venit la București. Și vorbim de București literar și artistic. Aici l-avem pe domnul Florentin Popescu, care este anumite lucruri măririte, pentru că, eu știi, fiind profesor, curicam în fiecare mai citezile. Uite, am văzut. Nu mai în calitate de soțul soției sale, care membră. Da, da, e doamna existență. Am venit și speranța că în curând domnul Brăneanu o să mă înfieze. Oricând, dacă veniți cu aș începe prin a spune. Dați vă rog microfonul. Suntem o revistă care apare de 12 ani și de vreo 4 ani încoace, efectiv o scoatem numai pe banii noștri. Am făcut demersul la Primăria Capitalei, nu ni s-a dat niciun răspuns, nici negativ, nici pozitiv, și atunci am preluat noi colaboratorii. Cei care au rubrici, dacă mă ascultați, dacă nu, vă promit că nu o să vă țin decât vreo 2 ore. Revista, v-am spus, apare de 12 ani, este cu deschidere mai largă, deși se numește București Literar și Artistic, nu este restrictivă. Inclusiv membrii ai filialei Bacău au publicat aici, s-au scris cronici despre cărțile unor autori din filiala Bacău. Asta o pot adeveri și persoanele prezente. Încercăm să avem o personalitate, zic eu, accentuată, inconfundabilă în contextul celorlalte reviste și periodic acordăm paginile de mijloc unei teme, de pildă memorialistica. Acum, în cel mai recent număr, abia ieșit de subtipar, am dat 2 pagini despre diaspora românească, pentru că vă aduceți aminte că după 90 s-a făcut mare caz de diaspora și eram în sala Palatului la ultima mare conferință pe Țara Scriitorilor și acolo erau Virgilie Runca și cu Monica Lovinescu, care la fel își făcuseră iluzii că literatura va merge pe niște căi extraordinare cu Van Florin. Nu s-a întâmplat nimic. Nu aș vrea să critic Uniunea Scriitorilor, pentru că și eu sunt membru al ei și nu are rost. Nu avem finanțare de nicăieri, nici de la Uniunea Scriitorilor. Ei, dumneavoastră aveți posibilități mai multe, pentru că filiala are 90 de membri. Noi redactori am rămas vreo 4-5, pentru că din păcate cei care contribuiau bănești au murit, și Neagu Odroiu și Fruntelată și alții, și am rămas singur care știe.
Nu, nu trebuie să. Nu, nu, nu trebuie să cedați în niciun caz. Pentru că orice revistă, în opinia mea, orice revistă trebuie să aibă o structură pe care să o respecte. Noi avem o structură pe care o respectăm și anumite pagini pe care le respectăm. De la număr la număr. Diferă autorii textelor. Dar avem rubrică de cronică literară, avem de istorie literară, avem rubrică de interviuri cu seniorii literaturii noastre și, în paranteză, vă spun că acum două săptămâni vorbisem cu Eugen Simion, îi dădusem întrebările și mi-a zis: domnule, plec la Băi și când mă întorc îți dau răspunsurile. Am fost și vecin de bloc cu el și până la urmă a plecat de tot, că acum vreo săptămână l-am sunat. Vă trimite de acolo? S-ar putea să apară și acolo, s-ar putea să apară și acolo în București literar și artist, nu se știe. Poate și filiala Bacău are un corespondent acolo. Cum credeau egiptenii că există o adevărată lume și dincolo. Dar mă rog, astea sunt povești. Eu am adus dimineață niște reviste, le-am dat la persoanele care erau în filial acolo. Din păcate nu mai am decât un exemplar pe care, firește, o să-l dau domnului Brăneanu. Vă mulțumesc pentru primire. Eu am mai prezentat revista și la Alexandriada și la Toamna Bacoviană și cu alte ocazii, pentru că sunt un client vechi la dumneavoastră aici. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Cei care aveți amatorilor, trimiteți texte către doamna Florentin Popescu ca să ne publice și în București literatura. Este că e capitală, până la urmă. Asta are cu două. Săptămâna trecută am primit de la cineva din Moldova, nu dau numele și nici localitatea, am primit un coleg cu 10 volume de versuri. Nu cunosc cine e poetul, încă nu l-am citit. Și am în lectura ca să n-am dezamăgiri. Cam asta este. În ce privește, încă o frază și am terminat. S-a discutat mai devreme că nu ne citește nimeni. Vreau să vă spun acum să mă și laud. Eu am publicat 8 volume care se intitulează Eu v-am citit pe toți. Și în care am adunat cronicile ultimilor 12 ani și despre mari și despre mici. Mai există și asemenea cititori. Îi spuneam lui Viorel Dinescu în pauză, îi spuneam că într-un sat s-a descoperit că există un cititor de literatură și toți autorii au dat grămadă peste el să-i trimite cărțile. I-au trimis cărțile și bietul om a murit sufocat. O să rog pe doamna Ușurelu să ne prezente salonul literar, dați-i nu trebuie microfon. Da, să ajungă microfon. Dați-mi. Vorbesc cu am secretara personală care vă ține. Stimați prieteni, Salonul Literar este cunoscut ca a doua revistă din filiala Bacău, care se întreține singură, adică 13 plus a domnului Sache și a mea. Nu persoană fizică. Eu plătesc, eu fac. În fine, eu conduc, eu plătesc, eu scriu. Și nu citește nimeni. Da. Revista aceasta are câteva titluri, doar atât am să spun. Primul titlu este Intelectualul, cel despre care Sadoveanu spunea că adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume și mai scump și mai curat decât omul procopsit la învățătură. Nu spunem autorul, că sunt eu. Despre Mircea Vulcănescu, cel care a murit acum 70 de ani și care a suportat atâtea și atâtea și știm ce întâmplări a avut și în pușcărie, când, doar atât îmi amintesc, era un tânăr în celula lui și ciment pe jos, ei dezbrăcați, numai apă și așa mai departe, el a zis: băiete, tu trebuie să trăiești, că ești deștept, ești student, stai pe mine ca să nu mori. Da. Și, ca să termin rapid, o bucurie pentru mine, interviul pe care l-am luat lui Petre Isache,
și al cărui titlu este răstignit pe cele 17 întrebări ale scriitorului Culiță Ioanu Șurel. Este o bucurie acest interviu și aș vrea să spun, și cu asta închei, că bănuiesc că este prima dată, eu încă n-am ajuns pe coperta niciunei reviste, deși am revistă de atâția ani, prima dată când și el este pe coperta unei reviste și spune atât și închei. Mărturisesc, îmi plac contrariile și categoriile fundamentale ale esteticului, precum tragicul, comicul, absurdul, poeticul, dar și filozofia bătrânului tânăr Heraclit. Contrariile iscă discordia. Din discordie se naște cea mai dreaptă armonie. Dacă ai un interviu ca acesta în revistă, cred că mergem spre succes sigur. Mulțumesc! Da! Vreau să fac o precizare. Trebuie să ne simțim cumva genați că suntem mai grămădiți, așa, și nu suntem respirați pe la două loc liber, unul iară, unul ocupat. Eu zic că asta ne face să ne simțim mai uniți și ne apropie, adică și sufletește, și mental, și cum vreți. Dar nu se poate că unul e pe copertă și altul. Ca data viitoare și altul e acasă. Da. Haideți să... Ajunge și acolo. Hai să ne oprim la Bacău, totuși la 13 plus. Da, eu făcând parte din garda veche, din ăștia, cum, expirați sau cum se numește, expirați, expirați, da? Cred în rolul revistelor. Chiar cred că literatura nu merge așa cum am vrea noi toți și din cauza revistelor literare. Lipsesc din... Da? Bă, lipsesc din frumoasele noastre reviste ceea ce s-ar numi spiritul critic. Domnul Ion Brăjișteanu, cu eleganța care îl caracterizează, a sugerat așa cum de ajung la noi cărți și cum criticii nu taie în carne vie. O literatură nu duce numai un critic și nu, literatura nu capătă niciodată... Nu există critică de direcție astăzi, nu mai există de mult critică de direcție, poate după vremea lui Maiorescu. Literatura se reglează într-un fel sau altul singură. Eu cred că valorile se remarcă. Sigur că cronicile trebuie să poate fi citite. Arătați-mi mie o cronică și vă arăt nu numai plusurile care se văd, vă arăt tot atâtea minus care le-am spus, dar ele trebuie să înțelese. Pe de altă parte, e foarte complicată problema promovării noilor copii care vin după noi. Nu li se acordă încredere, spunea Ion mai înainte, nu li se acordă încredere încât eu, sincer să fiu, sunt un tip care acord totală încredere scriitorului, autorului, mare sau mic. Vă spun, are revista 25 de ani, luăm titlurile din urmă, vreau să-mi facă cineva o bibliografie, caut, și veți vedea că nu m-am înșelat nici asupra unui scriitor. Mai devreme sau mai târziu, respectivul a explodat și sunt scriitori mult, 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 mult mai buni ca noi. Spunea domnul Emilian Marcu de festivalul de la Iași și de ruptura care a constatat-o între cei care vin și noi. Aici noi suntem vinovați. Sincer să fim, toată vina e a celor mai bătrâni, nu vă supără termenii, eu sunt cel mai bătrân, da. Deci nu a celor tineri care... Deci aici dialogul ăsta dintre generații trebuie să fie în mod real. Și acordându-i totuși o șansă celui care vine. Și aici ajungem iar la problema de comunicare. Da, lucrurile sunt complicate, dar frumoase. Eu sunt un optimist. Eu nu cred că literatura va pieri. Nu cred. Am văzut o debutantă la Focșani, un copil extraordinar.
îl invidiez pe Culiță Ușurelu pentru descoperirile lui. A și muncit. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, Andrei, uite aici. Te rog frumos. Doamna Bărlat, doamna Chesuș. Doamna. Jumătatea mea mai bună, redactor șef. Deci tu scrii pentru șef. Este însoția soțului meu. De 6 ani vin la fiecare bacoviană cu revistuța asta. După atâtea reviste mari și bogate în toate cele, vine o revistă de familie, zicem noi. O profesor de română, am scos acum 6 ani o revistă, am ajuns la numărul 27. Are anumite rubrici pe care le respectăm întotdeauna. Revista atrage mai ales prin format, un format care seamănă cu Arghezi pe undeva, așa. Cuprinde și cronici și poezie și tot. În ultimul număr, cel mai recent număr pe care l-am scos ieri de la editură special pentru întâlnirea de astăzi, Petruș Andrei scrie poeta cu pană de aur, Iuliana Paloda Popescu, poezia ca binecuvântare. Deci despre un scriitor din filiala Bacău. În rest... Poetă care merită aplauze. Eu am spus revista din triunghiul Bermudelor. Huș, Vaslui, Bârlat. Așa suntem împărțiți cei care o scoatem. Tot pe banii noștri, dar din totdeauna. Nu ne subvenționa nimeni. Da, mulțumesc. Se moare frumos în triunghiul ăsta. Mai avem două reviste. Triunghiul metafizic. Ateneu este o reviste veche, cu ani mulți de existență, dincolo din seria 9, dar de acolo, din 24 și până astăzi, mare... 25. 25, mare 3 ani și va face... Centenar. 1.000 de ani. Avem aici redactor profesorul Ion Danilă, sufletul acestei reviste. Nu vă dați seama. Dacă n-am fi vrut să revista, sufletul avea ca ființă. Nu știu ce mai pot spune. Numărul pe septembrie este dedicat, după cum se vede, colocviilor revistei Ateneu și festivalului Bacfest. Este aici o pagină de mijloc în care îi veți vedea și pe premianții pe care îi știți deja, premianții revistei Ateneu. E vorba de Petru Cimpoieșu, Adrian Mureșan, Mircea Platon, Cristian Fulaș și Diana Iepure, aici sunt. O mențiune specială pentru Mircea Platon, redactorul șef de la revista Convorbiri Literare de la Iași, care a primit premiul pentru o carte. Are un titlu tulburător, Deșcolarizarea României. Mă indignează. Da, noi am propus Reșcolarizarea României și sperăm să reușească. În rest, în celelalte pagini, articole pe tematică bacoviană, Agata Grigorescu Bacovia, un fragment dintr-o teză de doctorat a unei doctorante din București, alături Nicoleta Florean cu implacabila împlumbuire bacoviană și așa mai departe. Vreau să fiți de acord cu mine că ar trebui să ne intereseze pe noi, pe toți, să ne intereseze școala și legile educației. Sunt publicate aici, nu are importanță cine le-a făcut, câteva propuneri, 14 propuneri, sperăm ca măcar nu știu câte, dar trebuie luate în seamă câteva de către Ministerul Educației, pentru că ne interesează pe toți ce va fi în anii care urmează. Mai departe, da, am ajuns deja la ultima pagină, pagina Meridiane. Vreau să vă anunț că numărul pe octombrie, care este acum în pregătire, această pagină va fi dedicată mamei lui Yin Yugo, Kai King se numește, profesoară de limba și literatura chineză, care ne-a trimis un grupaj de poezii traduse de Constantin Lupeanu. Kame Mihalaki a zis că este un traducător de lux și așa este, știți foarte bine, a fost directorul 10 de ani al Institutului Cultural Român din Beijing.
fost ambasador, nu? Poftim? A fost ambasador. Și ambasador a fost, sigur că da. Deci în numărul de octombrie din nou, pentru că vrem să fiu avantpremieră la Alexandriada, ediția 2022. Și dați-mi voi aici, este, da? Doar să-i vedeți coperta, este bacoviana, la fel, numărul pe 2021. Câteva numere dintre aceste reviste vă vor sta la dispoziție imediat. Cine de atemel pe ala, da, că mulțumesc. Eu am fost acolo direct. Reșcolarizarea României fără socialiști științifici. De bun socialiști științifici, vă rog. Că mi-erai dat acolo. Domnul... Vorbim literar, nu? Pare rău că trebuie să vorbesc despre o revistă pe care nu o am la mine, n-am știut. Revista Convorbiri Literare, din fericire pentru noi, este cea mai veche revistă. Cu asta se încep. Acum nu știu. Mulțumesc, domn profesor, că m-ai ajutat și mă simt foarte bine. Mă indignează când... Deci este cea mai veche revistă. Deși aș putea să spun că nu este cea mai veche revistă, pentru că cea mai veche revistă este România Literară, care nu mai aparține scriitorilor. Așa, pentru că a apărut în 1842 la Iași. Între timp, ca și Convorbiri, ca și Contemporanul, ca și alte reviste, Viața Românească, etc., etc., au fost prin rapt duse la București și au devenit niște reviste de familie, cum este România Literară de astăzi. Convorbiri Literare își păstrează proiectul, ceea ce și-a propus din start de la înființare, ce a propus Maiorescu și Negruții, de a fi o revistă, în primul rând, pentru întreaga scriitorime din România, pentru a păstra spiritul critic al celor care se ocupă efectiv de viața scriitorilor din România. Este o revistă care publică foarte multă literatură, multă critică literară, multă istorie literară, printre care și ceea ce îl oripilează într-un fel pe domnul Codrescu. Are 100 de pagini, nu? Nu, 200 de pagini. Ceea ce îl oripilează pe domnul profesor, ceea ce publică Mircea Platon, redactorul șef, și vreau să vă spun că, din nefericire, ceea ce spune el este absolut adevărat. Asta este marea tragedie, că el pune degetul pe rană. Printre altele, sunt cronici literare. În ultimul număr, prietena noastră, colegă de filială, doamna Mioara Bahna, publică un articol extrem de important și de bun despre proza lui Ștefan Mitroi, un mare prozator român. Sunt cronici, comentarii și, din fericire, de mai bine de 25 de ani, eu însumi am o rubrică intitulată Viața Cărților. Vă rog să credeți că nu este foarte ușor, nu este chiar simplu să publici 25 de ani despre cărțile colegilor tăi, despre cărțile celor pe care îi consideri apropiați sau dușmani, prieteni sau neprieteni, dar să scrii cu seriozitate și cu oarecare aplicație despre cărțile lor. Eu am adunat acele cronici în trei volume care se intitulează, așa cum se intitulează rubrica mea din Convorbiri Literare, adică Vitrina Cărților, în trei volume masive, un volum de 750 de pagini, unul de 500 și nu știu cât de pagini și unul de
400 și ceva de pagini, urmează volumul 4 despre cărțile dumneavoastră, o parte dintre cei care sunteți prezenți. Ce să vă spun? Convorbi Literare rămâne o revistă deschisă și sunt foarte mulți dintre colegii noștri de aici care publică în revista Convorbi Literare. Cei care nu publică în revista Convorbi Literare înseamnă că nu trimit texte la revista Convorbi Literare. Nu cred că există cineva care a trimis texte la revista Convorbi Literare și nu a fost publicat. Sigur că nu în primul număr, că nu când trimiți fie la Prăjeșteanu, la revista Plumb, fie la 13 Plus, fie la, nu în clipa când ai trimis, a doua zi și apare. Că foarte mulți dintre noi cred că dacă ai trimis astăzi textul la revista XYZ, a doua zi așa a apărut. Nu este așa. Acolo este o anumită strategie. Sigur că în principiu va fi publicat acel text, dar cu timpul, așa trebuie să aștepta. Așa se întâmplă și la Convorbi Literare. Eu vă rog să căutați această revistă care merită să fie citită, pentru că reprezintă cu adevărat un capitol de istorie literară. Mulțumesc! Ultima revistă, domnul Cornel Galben, cu Cadran Fiorral, revista Consiliului Județean, ansamblu Dușor, finanțat. Câteva chestii m-a supărat. La mine? Nu, la revistă. Ați înțeles că sunt un redactor șef fericit, deci e o revistă finanțată. Și sunt de două ori fericit pentru că am un cititor foarte sigur care poate să vorbească mai bine decât mine despre revistă, domnul Tăicuțu. O prezintă număr de număr și îi mulțumesc încă o dată. Este o revistă tânără, apare de 6 ori pe an, 32 de pagini, color, deschisă literaturii, deschisă artelor, tuturor artelor, personalităților din toate domeniile. Avem două pagini de poezie, două pagini de proză, două pagini de critică, două rubrici permanente care aparțin criticului Constantin Călin și poetului Dan Sandu, dar foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați regăsit în paginile revistei, fie prezentați cu profiluri, fie semnând. Sper că revista și-a câștigat cititorii care îi merită. O puteți găsi și pe Biblioteca Digitală Europeană, Cadran Cultural, dați și numerele sunt postate acolo, deci e citită în toată lumea. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și acum, ascultătorii care au de spus să amintească despre cărțile care le-au scos din septembrie, am trecut până acum, pe scurt. Nu povestim mult, doar câteva cuvinte, prezentarea scurtă de cărțile. Vă rog, preia Anul trecut am lăsat poezia pentru proză, așa că am publicat două volume. Unul de proză scurtă, îmi ții și mie, te rog. Proză scurtă, Cartea de sub braț, care este structurată în două. Cartea de sub braț, care prezintă povestiri de suflet, și cealaltă, Oclinzi infidele, care sunt niște povestiri polițiste în care
ura, dușmănia, răzbunarea, toate acestea se regăsesc până la urmă ducând la pedeapsă. Aceasta a apărut, cea de-a doua parte, Oglinzii infidele, a apărut în revista Pentru Patrie timp de 3 ani, timp în care lucram la Ministerul de Interne, între timp am ieșit la pensie și am ținut să public aceste povestiri pentru a nu se pierde în negura timpului. A doua carte este o carte de povești, este prima de acest gen, se numește Povești pentru Ilinca, este chiar Ilinca, se numește nepoțica mea, este gata, închei, încă un pic și închei, așa, sunt povești nemuritoare în număr de 12, este finanțată de Primăria Buzău prin programul nerambursabil și sper să fie citită. A fost dăruită copiilor defavorizați de Crăciun anul trecut. Mulțumesc! Hai, domnul Bocanu, dați și drumul că ne prinde noapte. Vorbiți cu mine. Stați că, stați că. Vreau să vă prezint și eu două cărți. Una, novele schițe povestiri, novela centrală care are ca personaje principale scriitorii, nu se putea numi altfel decât Dihonia. Iar a doua carte, am reînviat, am renăscut de pe undeva tableta și am scos primul volum, Scrieri aleatorii, tablete, volumul 1. Mulțumesc! Da, da. Mulțumesc. O carte pe 25 aprilie. Profesor universitar emerit, doctor honoris causa al Universității Vasile Alexandrii din Bacău, domnul profesor Petru Ioan, a fost sărbătorit cu prilejul împlinirea 75 de ani și în colectivul universitar au fost cooptați 4 profesori de liceu. Maestre Codrescu, este vorba de Teodor Praxiu cu un eseu, doamna Lina Codreanu cu 2 eseuri, academicianul Teodor Codreanu cu 2 eseuri și Petruș Andrei, colegul dumneavoastră, cu 7 eseuri. De unde se vede că filiala Bacău, să nu vă supărați, este Fruncea. Mi-a făcut plăcere. Nu. Trei din filiala Iași, am spus, și unul din filiala Bacău. Mi-a făcut plăcere mare să scriu despre ilustru meu magistru, academicianul Constantin Ciopraga, academicianul Valeriu Cotea, academicianul Teodor Codreanu și despre profesorii universitari, maestru Alexandru Husar, profesorul meu de estetică, Petru Ioan, 7 eseuri. Nu vă spun cum am fost primit în aula Universității Alexandru Ioan Cuza de la Iași, pentru că nu o să mă credeți. Da. Am o carte care mi-e dragă, micromonografie Grigore Codrescu. Ar trebui să ne facem timp pentru ea. Este un exercițiu de admirație. Datează din anii studenției. Eram boboc în anul întâi și domnia sa în anul al patrulea. Aveau un loc liber în dormitor. M-au înfiat. Am învățat extraordinar de mult de la domniile lor și de atunci datează admirația, respectul pentru acest prozator, critic incomod, seniorul nostru. Spre stele, un volum pentru toate inimile și pentru toate vârstele, pe care l-am propus la mine în județ, pentru liceele, pentru
premiu elevilor fruntași la învățători și la lectură și cea mai recentă, 101 de poezii, editura Academiei Române, carte pe care tocmai i-am oferit-o prim vicepreședintelui nostru înainte de a pleca. Vă mulțumesc! N-am o carte să se încadreze și o spus domn președinte. O să zice tălhare așa din prezidiu. Asta este. Adică de la până la. Nu, cartea mea se ocupă de examenul de bacalaureat pentru toți românii la limba și literatura română. Atât. Și văzând că niciunul a căutat-o pe doamna Tăicuță, care e una din iubitele mele din filială de aici, și n-am reușit să o găsesc. Că am zis că ea are însușirile necesare. Profesoară, limbi străine și carieră didactică. Pentru că ăștia de la Ateneu, ăștia de la Ateneu. Cum e Danilă sau Iorga? Unde e Iorga? Mă rog. O zic că ăștia cu apetențele lor didactice. Păi didactica te învață cum să faci și să oferi. Și atunci a făcut o carte, în stânga este Decebal, în dreapta e Traian, la mijloc e cupola, e aia de la Roma, cum se cheamă? Și la fiecare autor, vă rog frumos, nu mă deranjați, la fiecare autor am făcut o prezentare și o listă de cerințe la nivelul meu, că eu am fost la un liceu de elită, cel mai bun din Bacău. Și care carte, văzând că n-am niciun prieten să mi-o prezinte, o prezentat în revistă un domn care a făcut la Iași, ați auzit de secția asta, psihosociologie. Da. Eu dacă știam, mă duceam eu acolo. Dar m-am dus ca fraierul la filologie, că am auzit că e română-franceză, că acolo făcea numai rusă. Română pură. Bă, scuzați că v-am convenit domnul cu alte oferte, domnul președinte, totdeauna ne perturbă. Propune lucruri ca să ne deruteze. Ați observat, nu? Da, să ne scoate din făcăș. Nu, am glumit, nu, vă luați le poezia. Ion Danilă e supărat, dar el reprezintă o revistă de mare prestigiu, de-aș și mie una. Că nu mai vorbesc cu tine. Dar o știu, am cumpărat-o. Aștept cu nerăbdare opinia revistei despre romanul lui Jicu, care se cheamă Iorgu. Vă rog să vorbim după aceea, gata. Hai, nu vorbesc nimic. Este vorba de editura Știința din Chișinău, care în 30 de ani a făcut ceea ce nicio editură din România nu a făcut. O panoramă a literaturii române de la începutul și până azi. S-a potignit puțin la câteva titluri, la Sadoveanu și la Voiculescu, de exemplu, pentru care are probleme cu drepturile de autor. Nu vă prezentam, dacă n-ar fi scos între cele mai recente titluri, o ediție George Bacovia. De asta mi-am permis să vă răpesc din timp, pentru că sunteți la filiala din Bacău și aveți. Este o ediție extraordinară, are poezia, proza, publicistică și corespondența, este realizată de Mircea Coloșenco și cam peste vreo lună va intra și în librăriile din România. Această serie Moștenire, cred că este, sunt convins că este unică, vă dau doar două exemple, Cantemir a ajuns la volumul 12, HD-ul la volumul 16, deci ceea ce nimeni din România nu a făcut. Aceasta este ediția George Bacovia și eu cred că vă va interesa, pentru că sunteți ai lui. Îl critică și Călin de Poroșa. Da, știu asta. Altcineva?
cineva care are doamna Tăicuță? Ultimii doi ani n-am stat degeaba. Am scos a doua antologie în regie proprie din, cu poezii din 16 volume, care se intitulează Interior cu lumina aparentă, și două cărți care au aceeași tematică. Balansoar se numește prima, a doua Cum să mai scapi încă o zi. Ambele tratează aceeași tematică din celelalte cărți ale mele aprofundate. Da. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Altcineva? Un minut! Un minut, domnul... A apărut o micuță carte care se cheamă Dialoguri polifonice, 100 de scriitori, 100 de interviuri în 10 ani. O carte excepțională. Scrisă în 10 ani de mine personal. Și mulțumesc celor, mai ales celor din Bacău, care sunt prezenți aici, celor din Bacău, din filiala Bacău, sunt și din filiala Odobești-Vrancea, am scriitori și din Vrancea, și din Bacău, și din țară. Cine a scos-o e important, o editură foarte interesantă, care se cheamă, spune... Papirus Media, condusă de preotul Cornel Paiu. Domnul părinte, colegul noi de filială. Unde-i? Următorul, domnul... Deci un volum de poezie. Partea a doua este mult umor, haz de necaz. În pandemie așa am reușit să răzbat. Deci, editura Mirton Timișoara. Mulțumesc! Doamna Botoncea, hai să vă spun ceva. Doamna Botoncea e prietena noastră, nu e membra dar e prietena noastră, da. La toate manifestări. Dinsa este târgovișteancă. Da, sunt o... Da, sunt o târgovișteancă din... Da. Sau sunt o bucovineancă din Târgoviște, din Târgoviște. Da, să mă laud. Da. Suntem aici, să cumva să ne laudăm. Deci am început anul cu această carte foarte frumoasă, ca aspect, Cânte, cânte, cenușă, este poezie în proză. Mi-a plăcut, trebuie să spun, că i-a plăcut foarte mult domnului Ioan Holban, care a scris despre ea frumos în revista Poezia. Am, pe la jumatea anului am scos Turnul de nisip. Este un volum de proză scurtă, cu tâlc, toate povestirile se termină în tâlc. Și o carte, ultima carte, dincolo de dimineți, este vorba despre războiul din Ucraina. Personajul principal al cărții este un personaj colectiv și în final este vorba de război. Tema este războiul și cu ce impactul pe care îl simțim noi ca români când privim la televizor dramele de acolo. Mulțumesc frumos, atât! Da, vă rugăm dacă ați fost monstru. Cum am devenit monstru? Aceasta este cartea care se numește Urechilă cântăresc la trompetă. Și este cartea doamnei Geta Stan Palade, care încă nu este membra a Uniunii Scriitorilor, dar este din Bacău. Cartea aceasta are ca redactor pe domnul Calistrat Costin, Dumnezeu să-l ierte, și este ilustrată foarte frumos de domnul Lucian Opricianu în pictură color în cuțit. Deci e deosebit realizată cartea. Cartea are o succesiune de povestiri pentru copii și cred că este absolut minunată după acest titlu deosebit. Și am înțeles că în curând la Bacău va avea loc lansarea acestui volum.
Mulțumesc frumos! Deci, doamna Pașa... A ieșit afară pentru că este făcut și trebuie o carte a sus pe acoperișul lumii. Poem. Da, poem, atenție. Altcineva. Le am aici, asta e colecția cu 28 de cărți. Vreau să subliniez un singur lucru. Am un stil propriu, unic, în sensul că eu creez un personaj sau mai multe personaje de ficțiune. Cu ele am un dialog dirijat cu interlocutor avizat. Ăsta e stilul meu. Vă mulțumesc! Da. Altcineva? Cineva are Ca și domnul Florentin Popescu și eu vă citesc pe toți, e drept într-un ritm mai încet, mai lent și aleatoriu. Deci cărțile mele de critică sunt 5 volume de lecturi aleatorii, câte 50 de autori în fiecare număr. Tot anul trecut, volumul 2 la scriitor Băcoarniu, de sunt 116 scriitori și în viață și trecuți în spațiile celeste. Sper să vă trezească interesul. Pardon. Un pic. Labirint. Da, un pic strec. Cea mai recent. Nu, meu. Roman. Țineți un pic ușa închisă. Roman, după titlu, după cum vedeți, în interior o să găsiți și firul Adriatnei, care ne duce spre maturizare. Și ca atare nu vreau să spun prea mult despre el, decât că merită citit. Pentru că tot e firul ăsta roșu, am să-i dau romanul ăsta lui doamna Gina Zaharia.